Dragonul cel bun și prințesa curajoasă. Într-un tărâm îndepărtat trăia o prințesă frumoasă pe nume Lily. Ea locuia într-un castel măreț și magic. Într-o zi, o vrăjitoare rea a aruncat o vrajă pe prințesa Lily și a prins-o într-un castel necunoscut, departe, departe de casă. Castelul, era păzit de un dragon înfricoșător pe nume Draco. Oamenii credeau că Draco este rău, dar nu știau adevărul. Pe măsură ce zilele treceau, prințesa Lily era tristă și singură în castel. Își dorea ca cineva să o ajute să scape și să o aducă înapoi în regatul ei. Într-o noapte, în timp ce prințesa Lili se uita pe fereastră, l-a văzut pe dracu stând afară. La început a fost speriată, dar a observat ochii blânzi ai dragonului și zâmbetul cald. Spre surprinderea ei, dracu era prietenos și avea o inimă plină de bunătate. I-a spus acesteia că vrea să-i fie prieten și o să o ajute să scape din castel. Împreună, prințesa Lily și Draco au pus la cale un plan pentru a o elibera de vraja vrăjitoarei. Au folosit capacitatea lui Draco de a sufla focul pentru a topi porțile castelului și pentru a rupe vraja care a ținut-o captivă. Când porțile castelului s-au deschis, prințesa Lily și Draco au alergat împreună spre libertate. Oamenii care credeau că Draco este rău au fost uimiți să-l vadă ajutând-o pe prințesă. Au realizat că niciodată nu trebuie să judecăm pe cineva după cum arată. Prințesa Lily și Draco au devenit cei mai buni prieteni. S-au întors în regat unde oamenii au sărbătorit vitejia și puterea prieteniei adevărate. Iar eu am încălecat pe oșa și v-am spus povestea dragonului cel bun și al prințesei curajoase. Așa! Pe curând, dragi copii!